Elevii Comunei Dragoș Vodă au învățat online în primele 3 săptămâni de la începutul noului an școlar. Luni 4 octombrie, în prezența oficialităților locale și județene, a fost inaugurată noua școală modulară construită din containere. Astfel, 11 module de locuit achiziționate de Consiliul Județean Călăraș s-au transformat într-o școală provizorie. Campusul școlar va funcționa temporar până în anul 2023, când vor fi finalizate lucrările de consolidare și reabilitare la școala din comună. După finalizarea investiției cu o valoare de aproximativ 2 milioane de euro, terenul pe care sunt amplasate modulele se va transforma într-un parc. Domnule primar, la momentul ăsta înseamnă că ați reușit pe planul pe care Consiliul Județean a dat curs solicitărilor dumneavoastră pentru situația de urgență pe care ați expus-o. Prefectura a emis certificatul de situație de urgență și noi am alocat 4 miliarde jumate. Bine ați venit în comuna noastră, sunt bucuros, este și noastră și presa și vreau să vedeți că acești bani nu au fost irosiți în apoda și chiar s-a făcut ceva și vreau să vă mulțumesc. Haideți să-l așteptăm și pe domnul prefect. Poftiți, domnule prefect. Bine ați venit. Bună ziua, domnule prefect, bine ați venit. Bună ziua, să trăiți. Bună ziua, să trăiți. Bine ați venit. Vreau să vă mulțumesc. Vă spus că aici. Vă simt la mine. Domnule prefect. Intru, nu e problemă. Stam la mine la comisie. Vreau să mulțumesc, domnule prefect și domnule președinte Costurițean. Au dat o vadă de maturitate politică, s-au așezat la masă și au găsit modul de a finanța această lucrare într-un timp atât de scurt și au găsit modalitatea în care copiii din această localitate să înceapă școala. Nu am început școala datorită faptului că am o altă școală în construcție. Școala unde învățau copiii, o parte s-a dărâmat și se construiește alta nouă și o grădiniță. Cu ajutorul domnului prefect și al domnului președinte al Consiliului Județean au găsit rezolvarea copiii să înceapă cursurile. Mulțumită și timpului care a ajutat și constructorilor care i-am găsit de înțelegere și au făcut o treabă foarte bună. V-aș invita chiar să veniți să vedeți cum arată aceste containere modulare sau barăci de tablă, cum ne-au criticat. Ca reprezentant al guvernului, domnule prefect, mulțumim că sunteți astăzi în comunitatea Comunei Dragoș Vodă. Urmarea deciziei și a hotărârilor pe care le-ați luat-o la nivelul Comitetului de Situație de Urgență, noi, Consiliul Județean, am pus la dispoziție sumele necesare organizării de urgență a unui campus compus din aceste, să spunem, containere pentru ținerea cursurilor. El a fost realizat într-un timp record, de aceea cred că astăzi e momentul în care să arătăm comunităților care trec prin momente unice, așa cum e Comuna Dragoș Vodă, prin realizarea investiției de Compania Națională de Investiții a unei școli moderne și la momentul ăsta în imposibilitatea să-și desfășoare cursurile în vechea școală. Cred că e o realizare a echipei dumneavoastră, domnule prefect, și a echipei primarului, că putem împreună să facem lucruri să funcționeze cu normalitate. Aici avem și reprezentantul Parlamentului, Constantin Bârcă. Domnule deputat, suntem prezenți în mijlocul comunității și reușim să punem în normalitate anumite zone unde comunitatea Comunei Dragoș Vodă prin primarul Ion Radu Aurel a sesizat și a pus în practică, să spunem, o situație specială. Eu, domnule președinte, vreau în primul rând să mulțumesc domnului primar Ion Radu Aurel pentru faptul că m-a invitat astăzi la redeschiderea școlii în fizic, pentru că 3 săptămâni am înțeles copiii au făcut cursurile online. De asemenea, sunt extrem de bucuros pentru că dumneavoastră, domnule președinte,
ați reușit să puneți, ați răspuns pozitiv cererii domnului primar de a pune la dispoziție fondurile necesare pentru ca aceste containere modulare să se găsească astăzi aici, în această locație, iar copiii să învețe fizic, pentru că procesul educațional sub formă fizică, și anume copiii să fie prezenți fizic la școală, este cel mai important. Ei sunt principalii beneficiari, avem aici și directorul școlii care cred că simt aceeași bucurie, dar sunt fericit și de faptul că astăzi aici, după cum vedem și vedeți cu toții, vedem un efort susținut atât al Consiliului Județean prin președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță, dar și prin prezența domnului prefect, care a achesat aceste idei și a pus umărul și împreună, după cum vedeți, am reușit să facem un lucru deosebit pentru copiii localității Dragoș Vodă. De aceea vă felicit pe toți și cred că dacă acest mod de a conlucra în echipă se va menține și pe viitor, vom avea de câștigat cu toții, atât noi cât și dumneavoastră, locuitorii județului Călăraș. Domnule prefect, da, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, sunteți cel mai îndreptățit ca lucrurile din deconcentrate să le puneți cap la cap și să funcționeze în comunități. Da, școala nu are culoare politică, asta să fie clar. Este ce s-a întâmplat astăzi aici, demonstrăm încă o dată acest lucru. Nu e firesc să aibă culoare politică. Vreau să-l felicit în primul rând pe domnul primar pentru implicare. În momentul în care a venit la mine în cursul lunii iunie, am luat act de situația excepțională creată în comuna Dragoș Vodă. Nimeni n-a dorit lucrul acesta, evident, dar ținând cont că școala, o vedeți în spate, în curs de reabilitare, s-a creat această situație pe care în cursul lunii iunie am încercat să o rezolvăm și am rezolvat-o. Trebuie să mulțumesc și celorlalte instituții implicate în acest demers, Consiliul Județean, care urmare hotărârii Comitetului Județean pentru situații de urgență, a pus la dispoziție fondurile necesare. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați. Normalitatea înseamnă prezență fizică din partea elevilor și a profesorilor. Eu îmi doresc cât mai mult timp din acest an școlar elevii să vină, chiar în această situație care se apropie de cea normală. Nu aveam altă variantă în acest moment, pentru că, din păcate, domnul primar n-avea unde să pună alt spațiu la dispoziție și s-a adoptat această situație cu aceste containere. Și vreau să mulțumesc că la începutul anului școlar, în urma discuției pe care am avut-o cu domnul primar, și-a asumat data de astăzi, 4 octombrie, și s-a ținut de cuvânt. Mare lucru. Mulțumesc mult. Doresc elevilor și cadrelor didactice din comuna Dragoș Vodă să aibă un an școlar cu sănătate în primul rând și sper ca întreg anul să fie cu prezență fizică. Doamne ajută! Mulțumim! Domnul primar, aveți? Sper că e mai lungă plantica decât putem noi, așa? Sunt simplificați. Doamne ajută! Și copiii să funcționeze tot la noi. Da. Gata, mulțumesc! Vreau să dăm în ambele părți? Da. Iau și pasă de la mine. Așa. Iau și de la primul. Haideți! De curs în care dintre ele doriți? Cancelarii profesori și sunt și profesorii. Da, sunt. Uitiți. Bună ziua! Ce vă pregătiți? Poftiți, intrați! Asta pregătim pe aia. Pentru copii, nu? Da. Ne scuzați! Bună ziua, copiii! Bună ziua! Poftiți, domnule președinte! Bună ziua! Salutăm! Bună ziua! Bună ziua! Intrați, intrați! Suntem ușor timizi astăzi, este prima zi online cu o parte dintre ele, nu cu toți, din păcate. Cu nimeni nu au intrat.
intrat, dar cei care au intrat au venit astăzi și cei care nu au intrat și sunt destul de entuziasmați, mai ales că locul e așa de frumos și pala noastră e așa de frumoasă și curată și totul este nou și echipată foarte bine. Ați intrat noi în online până acum? Ați intrat pe net? Da. Vă pricepeți la asta? Da. 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 Victoria, asigurați! Ce să mă? Digitalizarea, bine? Este foarte, foarte bun. Da? De când îl aveți? De 2007. Ești tânăr. De 19 ani. De 9 ani. Da? Ce predați? Informatică. Felicitări. Și cum ați ajuns pe la Dragoș Vodă cu informatica? Eu sunt învățător la bază, sunt titular al școlii pe Catedra de Învățători și între timp m-am specializat și pe informatică și predau fiind... ocupând această funcție de director, predau informatică. Dar noi ne-am cunoscut deja. Da, da, mi-aduc aminte. Da. Baftă! Bună ziua! Bună ziua! Ce copilaj frumos! În ce clasă sunteți? Mari, foarte mari, mai aveți un pic terminat. De sus, în funcție de căldură, aer condiționat. Da? Așa asigurați, da, okay, aerul condiționat. Și tot are cu absolutul, și toaletele și totul. Da, ceea ce toaletele o să vedem. Totul e asigurat, racordate. Tot, canalizare, apă, internet. Vă place că sunteți la școală aici? Da! Bravo. Înseamnă că efortul n-a fost degeaba. Trebuie să-i mulțumiți domnului primar pentru asta. Mulțumim. Și domnului prefect și domnului președinte. Succes! Să dați numai 9 și 10, că meritați! Doi ani să se rezolve complet problema. O problemă cu grădinița și așa de parlamentar. Bună ziua, copii! Da? Deci prețul a costat foarte mult. Bună ziua, copii! Da, vis-a-vis de lucrări, de cuantumul lucrării, aveți un factor de corecție pe care puteți să-l aplicați. Avem un factor, dar ADR-ul ne-a dat înțeles că trebuie să finanțăm în surse proprii. Și chiar da, partea suplimentară. Da. A, aveți pe proiect îl aveți. Da, pe cum? Are canalizare. Poți să se tică canalizarea încă nu i-am dat urmă. Deci un container din acela dublu, deci un container dublu undeva, în jurul prețului de 9.000 de euro. Și câte containere ați achiziționat? 11 containere, cu tot cu toaletă. Uh-huh. Și două containere? Sunt două containere. Ce se întâmplă? O grupă de clasă, la 25 de copii, trebuie să ai minimum 40 de metri pătrați. Da. Într-un singur container nu puteam să asigurăm. Nu, nimic. Asta sunt două containere unite. Sunt două containere de jumătate. Dar uitați-vă că le aveți și vede că sunt lipite. Da. De cele. Vă dăm toate caracteristicile tehnice ale lor. Care este termenul de finalizare pentru construcția la școală? 2023 este o construcție foarte mare, în valoare de 2 milioane de euro. Și ce vor face copiii? Acum văd că vremea este frumoasă, le permite să-și facă o oră de educație fizică în aer liber. Dar ce se va întâmpla când vremea se va strica? Să sperăm că până atunci trebuie în sala de sport. De la școală? Da. Ce veți face cu containerele după ce se va finaliza? Construiesc primărie. Nu, ne vom muta salariații din primărie. Dacă nu, locuințe sociale. Trebuie să înțeleg că această investiție pe care ați făcut... Nu se va pierde. Nu se va pierde, va avea funcționalitate pentru situațiile speciale ale localității Comunei Dragoș Vodă. Iar acest teren pe care l-am cumpărat va deveni parc al localității. După, să spunem, după... În curtea școlii nu aveam unde să le amplasăm, datorită faptului că acolo este un șantier și nu e bine pentru copii să stea pe lângă muncitori, pe lângă fiare, pe lângă... Datorită faptului am hotărât cu Consiliul Local să cumpărăm acest teren și investiția prefecturii și a Consiliului Județean să o facem pe acest teren. Câți copii învață în aceste containere? 270 de copii. Sunt organizați, copiii sunt organizați în două schimburi. Schimbul 1, învățământ primar, cu 9 clase, și schimbul de după amiază, schimbul 2, 6 clase de învățământ gimnazial. Pe această cale aș vrea și eu să mulțumesc în egală măsură atât autorităților, fără de care
efortul nostru ar fi fost în zadar și aș menționa aici Prefectura Călăraș, Consiliul Județean Călăraș, Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, care a fost alături de noi. Dar la fel de tare aș vrea să mulțumesc și echipei pe care o coordonez, care, cu care am pus umărul să utilăm aceste containere, pentru că cu siguranță vă imaginați că ele au venit goale și a fost foarte multă muncă. 2 săptămâni am muncit în continuu pentru a le echipa corespunzător pentru copii și mi-ar fi plăcut foarte mult să simțiți dimineața la ora 8 bucuria și emoția de pe chipul copiilor când au deschis ușa containerelor. A fost o emoție profundă pentru mine, cel puțin m-a emoționat profund bucuria copiilor. Am cer scuze că vă întreb, domnule director. Dimineața am trecut puțin pe aici să mă asigur că totul este gata și am rămas plăcut, surprins de bucuria copiilor că s-au revăzut. Ei erau cei mai fericiți, deci nu noi. Ei erau cei mai fericiți că încep școala. Pe timpul nostru nu eram bucuroși când începem școala. Ei, astăzi au fost... Eram în prima săptămână cel puțin. Au fost foarte dezamăgiți copiii pe 13 septembrie când am fost nevoiți să-i anunțăm că vom învăța online pentru o perioadă de 3 săptămâni și acum când s-au revăzut după aceste 3 săptămâni de online, bucuria a fost maximă și pentru copii, dar și pentru colegi și pentru toată lumea. Și ne dorim din tot sufletul să rămânem în această formulă, să învățăm fizic, pentru că învățământul online are limitele lui, pe care le cunoaștem cu toții. Copiii au nevoie să socializeze, să trăiască aici în grup unii cu alții. În încheiere, vă felicit, domnule director. Mulțumim domnului Bârcă că și-a făcut timp astăzi să vină la această inaugurare. Domnule primar, felicitări dumneavoastră, echipei dumneavoastră. Domnule prefect, mulțumesc mult că ați dat curs, să spunem, intrării în normalitatea unei localități. Împreună, domnule prefect, noi ca instituții ne-am făcut datoria și încercăm în continuare să susținem comunități care se dă în această situație. Mulțumim, domnule prefect, pentru sprijinul acordat. Mulțumim acestei și noi localități. Și vreau să punctez faptul că în ceea ce a spus domnul director, prin ceea ce a spus domnul director, confirmă ideea pe care prim-ministrul României a avut-o încă din urmă cu 4-5 luni. Tot timpul ne-a spus, faceți tot ce e posibil ca școala să înceapă cu prezență fizică. Iată că dumneavoastră mi-ați confirmat lucrul ăsta. Prin bucuria copilului de a se revedea. Succes, domnule director! Mulțumim! Domnule primar, în prezență lucrează la modernizarea școlii sau încă n-au început lucrările? Se lucrează, se uitați. Se lucrează, nu? Dacă vreți, vă invit și pe șantier să vedeți, sunt muncitori acolo. Săptămâna trecută au pus acoperișul la sala de sport și au turnat placa la școala cea nouă, deci partea veche de școală se reabilitează. Acest proiect a fost un proiect integrat. Noi am ales atunci, împreună cu consultantul și proiectantul, ca acest proiect să-l depunem, adică să ridicăm o școală nouă, să o reabilităm, ca să putem să obținem și dotări. Adică niciodată o comunitate nu să aibă bani să doteze o școală și v-aș invita, dar acum, în momentul când o să deschidem școala, constructorul ne-a promis că ne va da cu cel puțin 6 luni de zile mai devreme. În așa fel încât să începeți anul școlar 2023-2024 deci, în locația reabilitată. Totul depinde acum de banii care se vor aloca pentru acest proiect. După cum știți, materialele au crescut foarte, foarte mult. Prețurile de cost au crescut și ele. Mi s-au cerut clarificări, le-am dat, așteptăm acum să vedem ce sume. Dacă ni se vor da, fără niciun fel de problemă, se va termina școala. Și vă invit să vedeți, este unică în România, nu vreau să mă laud, dar este unică, va fi o surpriză. Vă mulțumim mult că ne-ați dat atenție și ați venit astăzi împreună cu echipa dumneavoastră în cadrul comunei Dragoș Vodă la invitația domnului primar Ion Radoure. Vă mulțumim, o zi bună!